Bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Terraria Ranger Playthrough. Deci, fraților, tot n-am internet. Ghiciți cât de fericit sunt. Poate vă puteți da seama că nu sunt foarte fericit. Știți ce? O să ne jucăm Terraria, să treacă timpul, să se rezolve treaba. Deci, e chiar următoarea zi. Și a trecut o zi fără internet. Azi devine din ce în ce mai nebun. Deci, da. Bine v-am găsit de data aceasta. O să avem un episod în care o să împușcăm mai mulți iepuri, cum s-ar zice, dintr-un glonț. Sau cred că așa e vorba. Nu mă întrebați pe mine, n-am de unde să știu așa ceva. Am descoperit cum putem să facem case șmechere. Exact așa. Și facem așa. Deci, ce vreau să zic este că astăzi o să... Deci astăzi mi-am plănuit un episod extrem de fain. Astăzi o să batem 3 boși. O să facem și armură nouă, să vedeți câte o să facem episodul ăsta. Probabil o să fie un episod tot așa mai lung. Sper să nu vă încurce. Sper să vă uitați la tot ca să primesc bănuții. Da. Aici sunt Firefly. Pot să iau bait. Așa, câți avem? Avem 8 cu 4. Hai că o duce destul de bine și avem și stelele. Putem face Nightcrawler, că la altceva nu prea avem ce să folosim stelele, având în vedere că... putem face Star Cannon, nu? Da. Nu știu ce zic de Star Cannon, e foarte nașpa, nu-mi place Star Cannon, nu, mă rog. Deci, ideea este că primul boss cu care o să ne luptăm o să fie King Slime. Pentru King Slime, să aici vedem dacă avem spawner de Eye of Cthulhu, n-avem, rip. Pentru King Slime ne trebuie, gândire supremă, pentru King Slime trebuie să avem spawner, avem 2 gold crown, nu vreau să bat 2, pentru că așa primim mai multe drop-uri, mă înțelegeți, și... O să continui aici, o să fac casa cât timp vă vorbesc despre lucrurile astea foarte interesante, care sigur vă pasă. Da. Să mă organizez așa în inventarul de sus, că e mai greu. În hotbar, cum s-ar zice. Deci ne mai trebuie pentru fiecare spawner de King Slime 20 gel. Știți unde vine problema? Problema vine la faptul că noi avem 21 și nouă ne trebuie cât? Ne trebuie... 19. Deci o să ne fie mai greu. Și trebuie să ne descurcăm noi cumva. Hai că l-am stricat și pe ăsta. Așa. No, bun. Așa, perfect. Și mai facem niște case. Pentru că trebuie să vină NPC-urile. Nu le-am prins. Da, deci trebuie neapărat să mai merg un pic la minat. Asta o să mai facem episodul ăsta. Că nu avem destule iteme. Eu vreau un hook. Vreau un hook să mă simt mai bine. Nu vreau să mă facem hook la Goblin Army sau cum ar fi să fie. Deci, o vine ăsta apropiat de noi. Deci da, fraților, o să culegem aici, o să putem face rost de hook de la King Slime, o să culegem 20 gel, 19 gel, mă rog, și o să revenim, deci de... Ok, fraților, deci, ideea este că eu original vreau, o să mă omorâm niște slime, am ajuns în oceanul drept și hai că o să ajungem acasă că e Blood Moon, am ajuns până în oceanul drept, am exagerat puțin, dar recunosc, dar... Acum am făcut rost de destul de multe iteme. Nu vor să depoziteze? Da, avem niște tungsten și o să blochez ușile ca să nu mai intre mobi, că e super enervant. Nu, că intră pe sus, măi. Da, trebuie să blocăm și ușile de sus, aparent. Și după aia vom fi siguri. O să mor un blood zombie să văd dacă îmi dropează ceva, dacă nu o să abandonăm situația. Nu. Da. Deci o să stăm aici pe moment și putem să facem explosive bunny-uri aparent. Iepui. Hai să vedem, putem să craftăm ceva din astea. Tungsten bow. 10 quiver. Deci nu ne prea ajută, ce să zic. Aș vrea unul de gold, dar nu... 8 contra 10, 10 quiver, ăsta e 8 quiver, e cam aceeași chestie. Putem să ne facem ce? Pickaxe nu putem să ne facem, nu putem să ne facem prea multe. Ia să depozităm noi obiectele. Am făcut rost și de un hook. Hai să-mi fac un chain. Uitați-le aici, chain-urile. Hai să facem, deci, un sawmill și un grappling hook. Acum avem și hook. Cu toate că vreau să mă luc cu King Slime-ul, e bine că avem. Deci, da. Și la asta putem să facem, puteți vedea câte putem să facem. Putem să facem manechine din astea, putem să le punem pe aici. Băgam ea și demon eye.
Cam așa ceva. Deci da, o să... Acum avem 45 gel. Trebuie să așteptăm până trece Blood Moon, pentru că o să fie imposibil să ne facem treaba prin Blood Moon. Armor Statue, putem să punem armură? Nu, cred că putem să ne punem noi nicio armură pe Armor Statue. Deci ne trebuie mai multe săgeți. Ai 999. Să facem de-astea cu Frostburn. Cât în cap. Perfect. Și o să ne luptăm. Nu știu dacă e destul Shade Bow, dar ideea este că după ce o să ne batem cu Eye of Cthulhu o să facem rost de arme mai bune, dar nu știu cu ce o să ne batem cu Eye of Cthulhu, că nu e cel mai ușor boss, nu e nici cel mai greu, dar nu e nici cel mai ușor, deci o să trebuie să avem noi așa un plan. Hai să facem ultimele din cactus, că tot avem atâta cactus. 1, 2, 1, aceeași chestie. Facem un cactus pickaxe, demonic cactus pickaxe, mere. Bine, te aruncăm la gunoi, că nu ne ajut cu nimic. Și miepure, hai să-l facem, să-l punem într-un chest să fie păstrat aici bine, domnul iepuraș, să-l punem și bait. Ba nu, cu baitul pun în chestul de sus. Nu, o să-l pun în chestul de jos, cam bloc. Ok. Deci, au trecut Blood Moon și o să merge, dar nu merg în direcția potrivită, asta e problema, mi-am făcut un grappling hook și acum sunt mai maker. Deci, ideea este că acum o să mergem în Crimson. Și în Crimson acolo o să facem niște lucruri destul de utile care ne vor ajuta în îmbunătățirea calității vieții. Deci o să mergem, o să spargem buline și o să crăpăm inimi. Așa, crăparea inimilor. Perfect. O să crăpăm niște inimi și după aia o să ne facem și spawnerele de King Slime, că avem 40 gel cât ne trebuie. Și avem și pickaxe-ul ăsta care e destul de bun pe post de armă. Deci acum avem și noi o armă mai serioasă, măi. Că tot e mai convenabil să dau cu pickaxe-ul ca pe post de armă de melee. Deci o să coborăm pe aici. Cum? Și mai jos. Ba nu, pe aici. Mă uit acum pe hartă, dar e mică harta. Te dau pe plus, așa, măi, altă viață. Putem să facem aici spawnerele. Putem să facem și încearte nightcrawler. Yes, avem 10 nightcrawleri. Niciodată nu o să-i folosim. Pum, pare că niciodată nu o să-i folosim. Da. Deci acum o să vă arăt, o să mergem aici, o să crăpăm această bulină. Cum o să facem asta, vă întrebați, cu bombe? Poc, tot n-am ajuns, mai aruncăm cu o bombă. Cred că o să trebuie pe două, nu sparge bomba ta, da, poți să ne mai trebuiască o bombă. Nu putem să... N-ajungem. Băgai mea spiciorus. Și o să spargem și o să ne dea un Undertaker. Deci asta este noua noastră armă, cum ar veni. Deci nu e armă, în sfârșit. O armă mai șmecheră decât un arc. Dar chiar putem să folosim Undertaker-ul, să batem Cthulhu cu Undertaker-ul. Nu e o idee rea. Bun, ideea e că am mai putea să stăm aici să mai spargem o bulină, dar e prea riscant. O, și am un Gold Worm. Știți ce am putea face? L-am putea vinde pentru 10 gold. Ei, ne ajută 10 gold. Știți ce o să fac eu? O să-l pun în piggy bank și aici o să rămână. Pe toată pierderea vieții. Quick stack, numere, stupid idiot. Ne mai depozităm niște poțiuni aici, importante. Deci ne facem, o să vă arăt cum se învinge King Slime. Eu mereu am făcut arena asta și e ușor că pot să-l bat și dacă am, gen, dacă n-am nimic pe mine. Dacă sunt gol cu arc de lemn, pot să-l bat. O să dureze 7 ani și 9. O să pot, ideea e că o să pot. Folosim Frostburn arrow-uri câte avem și să sperăm că o să apară arms dealer-ul, mai avem case libere. A venit și anglerul, da. Trebuie să punem și noi niște uși, niște scaune, niște mese la case, cam așa ceva. Hai să facem asta chiar acum. Uți. Așa. Perfect, toate suitable. Nu contează. Deci acum că avem pistolul, hai să mergem să ne luptăm cu King Slime. Aici am făcut arena, deci pur și simplu punem rope și ne urcăm pur și simplu cu rope în sus. Fantastic, incredibil. Și astăzi vreau să ne luptăm și cu Eye of Cthulhu, ceea ce fie mai greu, că trebuie să facem rost de mai mult de summonere de Eye of Cthulhu. Deci facem ce am făcut eu și spawn în King Slime acum. Și acum ne distrăm cu el, ce să zicem. Ideea e că e o luptă foarte lungă, nu știu dacă o să tai, o să încerc aici să comentez puțin la început și pe aia dacă cere situația o să tai. Deci trebuie să-mi poziționez microfonul cum se cuvine, mă scuzez dacă acum se aud mai multe popuri, dar n-am poziție confortabilă pentru microfon, credeam că o să fie o chestie super bună, cum iau, cum cumpăr brazi de microfon, dar nu știu, nu e cea mai tare chestie pentru că e super greu să-l poziționez corespunzător.
Eu tot îmi schimb poziția și am un scaun ciudat, deci... Da, stai să-mi iau pixurile, pixul, mă rog, de pe masă, pentru că nu mă ajută. Da. Deci cam asta este King Slime, este destul de ușor de bătut. Ideea este că ar trebui să facem mult mai multe preparații dacă l-am bate pe jos, dar ar trebui o arenă mare, 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 pentru că ăsta e gras, gras, gras. Și nu sunt eu chiar, n-am dispoziția necesară să fac așa ceva, așa că pur și simplu o să-l batem prin această modalitate. Deci, au venit și armzilor lui Maurice, o să cumpăr mai multe gloanțe de la el și... Cred că o să cumpărăm, avem în vedere că suntem ranger, o să cumpărăm și mini shark, da, dar n-avem cred că o să trebuiască să vindem viermele. Nu, pe moment încă nu, pe moment încă nu. Cred că o să folosim mini shark-ul pentru, o să-l cumpărăm la sfârșitul pre-hard mode-ului, când o să ne pregătim de lupta cu Wall of Flesh. Și o să am eu un plan de acțiune, o să ne facem astăzi și o armură extrem de OP, cel puțin așa mi-am plănuit, și pe care o să o folosim până batem... Nu, stați, m-am gândit mai bine și... Arma pe care... Nu e de bună, că aia e cu gloanțe, pistol. Vreau să fac un nu cu gloanțe, vreau să fac o armură de meteoric cu un pistol OP, dar mi-am dat seama că pistolul e cu magic damage, deci exclus. Deci, presupun că nu o să mai facem armura OP, rip vise. Na, vedem noi ce facem, nu știu dacă o să apucăm să ne batem azi cu toți trei boșii, dar... Well, ciofi. Și astăzi mai și facem rost de multe inimi, pentru că avem doar 180 viață și ne trebuie mult mai multă. Așa că am bătut și primul slime, King Slime. Și ne-a picat, și Slimy Hook și Slimy Saddle. No, cam asta a fost hook-ul nostru, l-am folosit incredibil de mult timp. Avem cască de ninja, acum pe moment nu o să avem defense mai mult, dar dacă facem rost de mai multe piese de armură de ninja, ideal ar fi să fim full ninja. Dacă suntem full ninja, eu zic că sunt pregătiți și pentru The Brain of Cthulhu, care e boss destul de greu, dar nu sunt pregătit, că îmi trebuie armură de ninja și probabil o să mai farmăm. Na, băga mea așa. Aoleu, nebunule. Nu este bine ce se întâmplă, domne ferici, m-am blocat ăsta aici, eram gata să mor la faza asta. Se vede totul așa mic când joc în 1280x620, dar mi se pare că e cea mai bună rezoluție asta, pentru că, până la urmă, deja, o să facem aici un speedrun super rapid și o să învingem King Slime-ul. Da, mama, azi ce mai speedrun am făcut aici. L-am învins și pe ăsta și... Te rog, spune-mi că mi-a dropat armură! Yay, ninja shirt! Acum avem și shirt-uri, mai trebuie doar papucii, măi, cum s-ar zice. Da, ideea e că nu te prea ajută bonusurile, așa că nu o să farmăm pentru ei. Nu văd, nu e chiar atât de mult rost. Tu treci înapoi, stați că evadează slime-urile astea pe aici. Nu le las eu să evadeze, măi, le terminăm pe amândouă. Așa, bun, ne întoarcem acum acasă. Avem 11 pericol pe ușoare, o ducem destul de bine cu astea. Mamă, cât de rapid o luăm. Ne trebuie neapărat accesorii noi. Hai să vindem niște lucruri. Să punem un solidifier aici. Să vindem niște obiecte. Da. Nu prea avem ce să vindem. Well, rip. Și tu dai unul defense și tu tot unul defense dai, deci n-are niciun rost. Bun, hai să cumpărăm niște gloanțe de la domnul Maurice. Mamă, cât am luat. Hai, mai luăm, facem 999. Mă rog, aproape, cam așa ceva. Da, mini shark-ul ăsta chiar l-aș vrea, doar că facem mai greu rost de el, pentru că e... It's expensive. Da, bag piciorul, îmi vând viermele. Rip vierme. A fost frumos cât timp a rezistat. Avem 16 gold, mai avem până să strângem gold necesar pentru un mini shark. Să facem mai multe săgeți. Deci este șmechere. Nu mai avem din ce, nu mai avem torțe. Ok, când nu mai avem torțe, știți ce facem? O să cumpărăm acum torțe, să avem toată viața. Mă înțelegeți? Pentru că cât e? 50 silver, un stack de torțe ne permitem noi 50 silver. Sorry guys, am mâncat acum ca un porc și vine să râgâi. Și facem ice torciuri. 87, destul. Facem frostburn arrow. Perfect. No, câte mai facem? Așa. Deci avem 890. Eu zic că avem destule, măi. Eu zic că avem destule. Și acum avem foarte multe torțe cu care nu avem ce face, așa că o să le punem în chestul ăsta ca să fără motiv, pur și simplu așa. Deci, inventarul nostru e cam dezorganizat, o să-l organizez eu și o să revenim cu mai multe lucruri de făcut, măi.
E bun, m-am decis să mai mergem puțin la minaci. Primul lucru pe care îl găsim e o nouă inimă, ceea ce e destul de bine până la urmă. Deci da, m-am decis să mai mergem puțin la minat, pentru că nu avem totuși destule resurse. Avem pistolul ăsta șmecher. Vezi cât damage dă. Mă, parcă tot arcul e mai șmecher, dar pistolul dă mai mult damage, ceea ce până la urmă e lucru care contează. Deci, hai să vă zic cum am decis să facem. O să mergem underground să mai minăm niște, pentru niște obiecte, pentru că nu prea avem destule resurse. Și fiți atenți, pregătiți-vă pentru toate lucrurile. O, de mine că tot cresc cu ciuperci înapoi aici. Trei ciuperci. Ce vreau să zic e că o să căutăm un spawner de Eye of Cthulhu aici, în mină. N-o să farmăm noi ochi de aia pentru Demon Eye, n-o să farmăm Demon Eye pentru lens cu care o să craftăm Eye of Cthulhu, ci pur și simplu o să-l găsim pe aici. Pentru că oricum vreau să găsesc foarte multe chesturi, că avem nevoie neapărat de mai multe resurse, că nu avem destule. Ok, eram gata să fac o prostie la faza aia. Hai să vedem ce se află și în partea asta când am fost. Opa. Treaba pare serioasă aici și deci așa de șmechere e muzica din Terraria. Deci n-aveți de unde să știți, așa simplu. Eram în junglă, când am plecat atunci în junglă, pur și simplu, mamă, am început să n-am mai jucat, am stat acolo și am vibuit, cum s-ar zice, nu știu, termeni de copii șmecheri, mă înțelegeți? Hai să... Dar cum e făcută casa asta, să nu intrăm în ea, să ia ușa e prin apă, am înțeles. Deci, yes! Easy chest, asta e cel mai bun chest din toată viața. Am găsit și Hermes Boots, care sunt accesorii bune, și am găsit și Eye of Cthulhu, deci... Noi, teoretic, acum putem să mergem să-l batem, doar că eu vreau să mai fac, să stau aici, să mai minez după niște lucruri, pentru că vreau să am 300 viață și... Pardon, mă scuzați, sunt multe lucruri, de exemplu vreau să fac un pickaxe mai bun. Și n-am din ce. Parcă am văzut ceva pe aici. No. Epic fail. Și nu știu, mie mi se pare totuși că tastatura asta este mult prea gălăgioasă. Ziceți părerea voastră. Așa, a zis că vă place, dar... nu știu ce să zic. Deci, ideea este că eu aș cam vrea să-mi... mai cumpăr o tastatură. Nu știu, mă, depinde. Mai vedem. O să lăsăm timpul să zică el ce vrea. Eu tot zic că e prea gălăgioasă și pentru mine uneori mă începe să mă doară capul când nu port căști și gen o aud la volum maxim. Fac așa în continuu, scriu ore, mă cam începe să mă doară capul, nu-i prea relaxant sunet. Mă rog, dacă e mai încet e relaxant. Da. Rip. Deci o să minăm aici tungsten, am găsit foarte mult tungsten și o să putem să ne facem, nu știu, un pickaxe probabil, ceva de genul ăsta. Cu King Slime-ul nu mai avem șanse să ne batem, că nu mai avem rubine, deci da. Sau chiar niște pantaloni de tungsten, pentru că nu mai vreau să mă luc cu King Slime-ul să-mi dea pantalonii aia. Și oricum, nu știu, imaginez că maxim 2 defense în plus sau nu e cea mai mare improvement. Fucking microphone, piece of shit, nigga. Îmi trebuie neapărat o burete de la pe care îl bagi pe microfon. Și... n-am cumpărat, nu știu de ce, pentru că acum nu prea am posibilitatea să cumpăr, având în vedere că mă aflu în mijlocul pustietății. Nu e chiar în mijlocul pustietății, că... da, mă rog. Ideea e că n-am de unde să cumpăr pe o filter în momentul în care... în momentul ăsta. Acum când... Da. Deci... ia să vedem ce se mai... Am găsit la inimi. Deci o ducem destul de... bine, și am găsit și topazul necesar să ne facem un hook, păcat că noi avem slime hook, care am impresia că e mai bun decât hook-urile astea din gemuri. Așa, cam a fi o ține deplasăm. Mamă, bang bang. Ia să vedem ce mai găsim și pe aici. Ăla e blooming, o să luăm și floarea pentru că e blooming. Dacă nu era blooming, nu. Blooming în sensul că strălucește. Și dacă strălucește, ne dă și semințe, ați văzut Shiver Thorn și Shiver Thorn Seed, că dacă nu era blooming, adică dacă nu strălucea, nu ne dădea semințe și nu mai prea era rost, n-a o mina. Au și Granite Elementul ăla, pucă și pe el, pe aici. Mamă, dă la damage, trebuie să dăm cu armele serioase. Și ce, hai să ne punem așa, să ne organizăm așa. Nu știu, pare o idee mai bună. Bă, dai...
ciudat că sar puțin cu Cloud in a Battle și fi foarte greu să mă obișnuiesc. Eu eram obișnuit cu de-alea mai serioase, ce să zic. Vierme, a mea ești. Ha. Snowflinks, acum l-am văzut și pe ăsta. Mor. Thank you. Acum putem să facem rost și de javelinuri, care nu sunt destul de bune pentru eliminarea monștilor. Probabil o să facem aici o mare. Bai, a venit Goblin Army aparent. M-am lăsat și eu puțin dus de val, avem foarte multă viață. Avem full accesorii, avem 3 papuci, nu știu de ce. Și am făcut, puteți vedea acum, o să țin inventarul deschis să vedeți cât de lucruri am minat. Am minat foarte mult. Am stat în peșteri să vă arăt și ce am explorat. Deci toată zona asta, cam, aproximativ. Deci, e, ce să zic, acum dacă ne ocupăm de Goblin Army o să fie perfect, pentru că o să mai progresăm cu ceva. Și dacă reușim să-l terminăm de vreme o să fie perfect, pentru că noaptea care urmează o să ne luptăm cu Eye of Cthulhu, dar nu știu dacă o să apucăm să-l terminăm până vine noaptea. Ia, fiți atenți că am găsit cum să apăs rapid pe mouse. Nu prea merge. Da, nu merge. Deci, da, aș vrea să tai, dar pur și simplu o să fie episodul prea scurt dacă nu, dacă fac în continuu tăieturi, pentru că nu știu, pur și simplu nu prea am cheful de a filma. Și uitați o armă range. Hai să facem depozit alt, că n-am loc în inventar deloc. Aia. Uitați, asta e harpun și scrie range damage, deci avem voie să o folosim și e o armă destul de șmecheră, ce să zic. Nu e cea mai tare armă, dar e tare, ce să zic. Whatever, e șmecheră. Totuși, cred că mai bine am folosit alte arme, mă rog. Ne documentăm noi aici. Deci deja am făcut 30%. Mă, eu zic că o să apucăm până vine noaptea. Deci, da, o să fac o tăietură pentru că nu se poate așa ceva. Yay, deci bine v-am găsit. O venit noaptea. Hai să ne luptăm cu Goblin... Nu cu Goblin Army. Ne luptăm cu The Eye of Cthulhu. Avem și nărăsul aici în caz că murim, dar nu o să murim pentru că Eye of Cthulhu e super ușor de bătut. Deci o să ne descurcăm noi. Ups, am intrat în casă. Ia să vedem cum se descurcă harpunul ăsta. Mă rog, ideea e că trebuie să și țintim în el. E range damage, da, e range damage. Se descurcă destul de bine, ce să zic. Nu știu, parcă se descurcă mai bine decât armele noastre range, doar că e foarte greu să lovesc cu el și uneori are... nu știu, pur și simplu, dă mai mult DPS dacă știm să-l folosim. Necesită skill. Ceva ce noi n-avem. Deci... Ups. Da, după cum puteți vedea, Cthulhu e easy peasy. Nici nu o să ne dăm ceva poțiuni și o să ne dropeze niște iteme relativ utile, nu sunt foarte utile la momentul jocului. Probabil o să facem și un fishing rod, poate mă apuc de pescuit, nu știu, dar nu cred că o să trebuiască, pentru că dacă facem cu pescuit o să fie mult mai lungă treaba. Pescuitul pe expert mode mi se pare că chiar e un lucru bun, dar pe normal mode, not the best thing. Deci abar n-am. Toate că am făcut 10 nightcrawleri, mai mult de atâta nici nu o să fac pentru că nu sunt prea util, după cum am zis. Dacă nu o să pescuim. Și ne trebuie neapărat mai multe inimioare. Și cred că o să fac un playthrough pentru fiecare class. Și după aia o să ne apucăm de Terraria modat. Pentru că modat de super multe moduri. Deci, da. Așa. 270, 250, 230, 150 și ești cam... Cam. Să dăm cu X, ca mort. Deja ne-a dropat Crimtain Ore. Nu e prea util. Da. Hai să ne depozităm itemele, că avem destul de multe iteme la noi, avem inventar plin de iteme. Hai să ne facem niște iteme din iteme din astea, gold bar. 35. Tungsten bar. 28. Putem să ne facem pantaloni, putem. Respect. Și avem armură suficient de bună pentru apa de Brain of Cthulhu. Facem niște Crimtain Bar. Cu astea ce putem să facem? Tendon Bow. Up. Așa, acum că am bătut Goblin Army, trebuie să și fim pe fază să vină vreun... să vină... Cum e zice? Vine o Bloodlust Cluster, cred că e bun. Imaginez eu că ar trebui să fie bun. Trebuie să căutăm în subteran goblinul ăla care ne face reforge-uri ăla șmecher. Mamă, câte gemuri avem destul de multe gemuri. Puteți vedea câte iteme ne putem face.
putem să ne facem și un pickaxe de gold, da, imediat o să ne facem un pickaxe nou. Putem să facem un arc de gold, dar tocmai ne-am făcut unul care dă cu 8 mai mult damage, deci da. Nu știu, nu prea avem ce să facem cu goldul ăsta. Mă. Da. Deci, următorul nostru lucru, baterea Brain of Cthulhu-lui. Cum o să facem asta, vă întrebați? Cu tal- o să ne facem... Nu prea știu ce preparație ar trebui să ne facem. Pentru că eu zic că suntem deja destul de pregătiți, dar s-ar putea să ne trebuiască, de exemplu, un Iron Skin Potion la noi. Depinde, măi, depinde. Avem deja extractinator, deci putem să-l vindem și să punem chesturile. Unde e chestul cu chesturi? Asta e chestul cu chesturi, asta e chestul cu chesturi. Mamă, câte chesturi avem în chestul cu chesturi. Ne punem și astea înapoi. Și astea. Și... It's all Gucci și mamă, chestul ăsta deja e plin, trebuie să facem chesturi noi neapărat, dar... Dacă mami e lene, că sunt băieți leneși. Ok, fraților, pentru că sunt nebun, o să-mi vând toate gemurile. Să facem 5 gold. Și cu asta 5 gold, știți ce să facem? Stați. Da, o să ne cumpărăm mini shark-ul. Îmi urăsc viața. Ok, deci bine v-am găsit la o nouă serie de asta de filmat. O să mergem direct în chasm și o să ne luptăm cu un Broadclawler aparent. Nu o să-mi folosesc mini shark-ul pe moment pentru că e mult prea OP pentru asemenea muncă, consider eu, și mai bine nu-l folosim și mai bine nu-l folosesc nici prostia asta care nu e bună deloc. Harpunul ăsta nu se dovedește a fi cea mai bună armă și eu nu mă dovedesc a fi cel mai bun player de Terraria care știe să nu moare. Deci să nu murim, e important, ce să zic. Mamă. Arcul ăsta, frate. Ok, deci în următorul segment de video, care e și ultimul, vreau să știți că mi-a mâncat pisica limba. Ok, hai să trecem la treabă. O să ne luptăm cu Brain of Cthulhu. LOL.